Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, astăzi seară o ediție consacrată regiunii noastre, aflată, iată, în proximitatea a ceea ce mulți analiști, jurnaliști din Europa și nu numai vorbesc, un nou război rece, un nou război rece între Est și Vest, între Occident și Rusia. Unii trecuți de o anumită vârstă au mai trăit astfel de vremuri, doar cu România în partea cealaltă. Acum nu știm cum vor arăta lucrurile. Avem și Republica Moldova. Nu știm încă foarte clar de ce parte va cădea, dacă acest război rece va arăta însă așa cum îl știm noi pe cel de dinainte. Sau chiar pe cele de dinainte, fiindcă veți vedea, cineva vorbește despre un al treilea război rece, al doilea începând odată cu invadarea Crimeei. În fine, opiniile sunt multe, dar vom decripta tot ce este legat de această nouă confruntare care se arată la orizont. Vom vorbi despre regimul Putin, vom vorbi despre situația Republicii Moldova în acest context, dar și situația României. Vom vedea dacă nu cumva lucrurile se tranșează la un nivel mai înalt, adică dacă nu cumva există un schimb de cărți de joc însemnând dosarul sirian și cel ucrainean. Sunt multe întrebări la care vom căuta răspunsul astă seară împreună cu invitații mei, invitați de marcă prezenți la București pentru Bucharest Forum organizat de Institutul Aspen și German Marshall Fund. Se află așadar în studioul nostru domnul Vladimir Socor, analist politic al fundației Gemstone și Eurasia Daily Monitor, este specialist în spațiul ex-sovietic. Bună seara, domnule Socor, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Igor Munteanu vine de la Chișinău, director executiv al fundației IDIS Viitorul, a fost și ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite și în Canada. Domnule Munteanu, bun venit! Ne revedem după câteva luni, ne-am văzut în vară la Chișinău. Bine ați venit la noi de această dată! Bine v-am regăsit, bună seara! Așadar, domnilor, doamnelor și domnilor ascultători, domnilor invitați, iată, Statele Unite și Rusia năspresc tonul după ce Washingtonul a decis să suspende negocierile privind Siria. La rândul ei, Moscova anunță sau mai degrabă amenință cu suspendarea acordului privind reciclarea plutonului nuclear. Presa internațională vorbește deja despre un nou război rece. Îmi voi permite să citez foarte pe scurt ce mai scrie presa din Europa despre aceasta. Iată că istoria nu se repetă în mod sistematic, dar pe undeva pe aproape, spune Il Sole 24 Ore din Italia, și remarcă faptul că nici când nu au fost atâtea avioane și nave de război pe spațiul aerian european și în Marea Baltică. Și iată, ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung arată cu degetul și spre responsabilitatea Washingtonului, care nu a adoptat o politică realistă vis-a-vis de Rusia. În fine, iată, Gazeta.ru, una dintre puținele voci independente din Rusia, din spațiul virtual, vorbește despre un război rece 3.0, care urmează războiului rece 2.0, început după anexarea Crimeei. Războiul rece 1.0, știm bineînțeles care a fost. Domnule Socor, cum ați definit dumneavoastră această nouă situație? E cu adevărat un război rece? Putem să-l comparăm cu ceea ce a fost? E o situație nouă? Războiul rece clasic, așa cum l-am trăit până în anul 1991 sau 89, de fapt, este irepetabil. Confruntarea dintre Rusia și Occident astăzi are cu totul alte trăsături. Totuși, Rusia încearcă să manevreze, să înspăimânte opinia publică din Europa Occidentală, capitalizând pe sentimentul pacifist care există în Europa Occidentală, agitând fantoma unui nou război rece. În realitate, cinic vorbind, din punctul de vedere al europenilor occidentali confortabili, perioada războiului rece a fost cea mai bună pentru Europa Occidentală. Atunci a avut loc dezvoltarea economică furtunoasă a Europei Occidentale, prosperitatea care s-a extins la nivelul tuturor societăților, tuturor claselor sociale, protecția americană militară, nucleară și convențională garantată, în timp ce dincolo de cortina de fier, în Europa Centrală și Răsăriteană, națiunile din această zonă
sufereau sub stăpânirea comunistă. Din punctul de vedere al occidentalului, al vest-europeanului confortabil și cinic, o soluție ideală. Deci ar fi o veste bună. Da, dar în realitate, bineînțeles că nu avem de-a face cu repetarea războiului rece. Occidentalii, în confortul lor, nu, confort de altfel care se diminuează pe an ce trece și chiar pe zi ce trece, nu realizează deosebirile dintre confruntarea de atunci și confruntarea actuală. Actualmente, Rusia lui Putin are cu totul altfel de aliați în Europa Occidentală. Încearcă să obțină aliați printre partidele și grupările conservatoare, dezorientate, alienate de către actualul sistem politic. Păi și atunci aveau eurocomunism. Da, atunci Rusia căuta, Uniunea Sovietică, ea căuta aliați la stânga. Acum îi caută la dreapta spectrului politic. Atunci Rusia încerca să manevreze cu partidele comuniste și de socialiste de stânga din Europa Occidentală. Acum aliații de circumstanță ai Rusiei se găsesc în bordurile marilor corporații. Atunci Rusia corupea Uniunea Sovietică, ea corupea ideologic. Acum Rusia corupe financiar. Sunt niște deosebiri evidente. Deci nu avem o repetare a războiului rece, avem repetarea confruntării istorice dintre Rusia, fie ea în încarnarea Rusiei țariste, Rusiei sovietice sau Rusiei putiniste, trei etape istorice ale încarnării Rusiei, în confruntare cu civilizația occidentală. Avem de-a face cu ciclul istoric de conflicte între Est și Vest. Mulțumesc, domnule Socor. Domnule Igor Munteanu, cum vedeți de la Chișinău un teritoriu așa gri, aș spune, această confruntare care se prefigurează și pe care domnul Vladimir Socor a descris-o mai devreme? Trebuie să fiu de acord cu domnul Socor în sensul că un război rece în termenii săi clasici nu se poate repeta sau schimba condițiile de bază a contextului internațional. Nu pot fi închise frontierele, nu pot să existe un sistem bipolar, există un sistem multipolar cu foarte multe interese și diferențe pe agenda de priorități. Occidentul este mai slăbit în acest moment decât era în perioada războiului rece și totodată, cum spunea Mark Twain pe timpuri, evenimentele istorice niciodată nu se repetă, dar rimează. Rimând anumite lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă, în ultimii ani de zile, pornind cu 2013, pentru foarte mulți oameni, seamănă foarte mult cu înțelegerile care s-au făcut înainte de invadarea Poloniei, anexarea Crimeei, trimiterea la nepăsarea față de dreptul internațional în condițiile în care sancțiunile care s-au impus unei Rusii revanșarte nu acționează sau nu funcționează așa cum s-ar fi așteptat. Respectiv, Rusia are o forță puternică de amestec în treburile interne a vecinilor săi și chiar peste hotarele sale, în timp ce Occidentul nu este suficient de stabil în nucleul său tradițional, astfel încât riposta pe care ar trebui să o dea să fie cel puțin comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în timpul războiului rece. S-au schimbat și mecanismele de intervenție. Nu se vorbea pe timpuri despre război hibrid, deși probabil că anumite instrumente ori elemente a războiului hibrid exista și în perioada războiului rece. Capitalurile rusești au fost bine plasate din timp în anumite state occidentale, astfel încât creează loialități, smulg loialități din partea sistemului pe care noi încercăm să-l numim ordine liberală, ordine occidentală. Vecinătățile apropiate Federației Ruse sunt fragmentate, foarte vulnerabile și la capitalurile rusești și la identitățile pe care populațiile acestor țări și în Ucraina și în Georgia, dar chiar și în statele baltice, le resimt în acest moment. Respectiv, probabil lucrul cel mai grav care s-a întâmplat este că la un moment dat Occidentul a pierdut apetitul de a se mai extinde, de a-și impune agenda sa, de a crea loialități pe principiile și valorile pe care le promovează, astfel încât o parte din statele de la vecinătatea Federației Ruse
simt o anumită răcire bruscă în relațiile... Asta simțiți dumneavoastră în Republica Moldova? O să vă dau exemplu summitului de la Riga din 2015, atunci când la insistentele invocări a perspectivii de aderare, Uniunea Europeană a răspuns că noi nu putem să vă garantăm nimic după lungi și îndelungate negocieri. Chiar în statementul sau în declarația finală acestui summit nu s-a menționat nicăieri posibilitatea ca statele Ucraina, Republica Moldova, Georgia să viseze la un statut de aderare într-un timp apropiat. Lucru care a intrat în narativul rusesc, pentru că narativul rusesc... Ei au văzut asta, domnule Igor Munteanu, ca pe o slăbiciune Occidentului și au hotărât să acționeze, nu? A fost o confirmare în ochii lor și în ochii anumitor părți, segmente de elite politice din Chișinău sau de la Kiev, că Occidentul nu dorește să se integreze până la capăt aceste țări. Dincolo de scheletele din dulapuri care se păstrează în țările noastre, în Republica Moldova, în Ucraina, de faptul că, de exemplu, anumite oligarhii joacă jocuri după regulile rusești, își construiesc propriile terenuri de intervenție în natura statelor cu elemente de vitrină democratică, dar pe de altă parte care lucrează după spiritul și modelul sovietic. Asta este mare problemă. Pe de o parte, noi nu tragem suficient de mult în direcția occidentalizării societăților noastre, statele sunt disfuncționale în anumite părți, pe de altă parte, nici din partea Occidentului nu este o dorință de a intra sau de a încuraja această extindere instituțională spre țările noastre. Suntem așadar într-un fel de blocaj din care nu știm cum vom ieși. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Continuăm emisiunea din această seară consacrată regiunii noastre și noului tip de război rece care pare a se instaura. Aici discutăm cu domnul Vladimir Socor, analist politic, Fundația Gemstone și Eurasia Daily Monitor, specializat în spațiul Europei de Est, și domnul Igor Munteanu, director executiv al Fundației Dis Viitorul, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite și Canada. Am descris puțin în prima parte a emisiunii acest tip de război rece. Lucrurile par să vină, stimați invitați, din Rusia. Până la urmă, acolo e cheia, de acolo vine, era un cântec la noi cândva, de la ruși vine ploaia. Se pare că de acolo vine ploaia, dar este Rusia cu adevărat o putere? Unii o descriu ca pe o Nigerie cu arme nucleare, alții spun că din cauza scăderii prețului petrolului și din cauza sancțiunilor a ajuns un jucător economic de rang secund și asta în cel mai bun caz. Alții spun da, dar iată statul islamic cu un buget cât al Albaniei, ce poate să facă în întreaga lume. Domnule Igor Munteanu, dumneavoastră, cum resimțiți lucrurile acestea din Republica Moldova? Probabil că ambele opinii nu sunt pe deplin valide. Rusia a pierdut foarte multă substanță economică ca urmare a sancțiunilor, a pierdut foarte mult din ritmul de creștere economică pe care l-a avut într-o perioadă de creștere regională, atunci când contau foarte mult prețul hidrocarburilor pentru umplerea bugetelor, atunci când avea fonduri de stabilizare la peste 700 de miliarde de dolari adunate pe parcursul a cel puțin 9 ani de zile de stabilitate economică. Pe de altă parte, să nu uităm, Rusia are sisteme militare extrem de performante, sisteme care cu greu pot fi comparate, ori cel puțin echivalate de anumite sisteme de apărare occidentale. Are rețele de intelligence în majoritatea statelor, în toate statele care o înconjoară, și reușește să înfrângă rezistența unor state prin coruperea elitelor, prin mișcarea netransparentă a capitalurilor, prin spălări de bani, prin acțiuni subversive sau la limita legalității, uneori, dacă vorbim de mass media. Astfel încât înfrâng dorința unor populații de a se apăra. Și asta este un principiu cheie a războiului de tip hibrid din zilele noastre. În plus, Rusia a curățat practic arena sa internă de disidență. Aproape nu mai există persoane care să conteste autoritatea și legitimitatea, poate, mă rog, în anumite posturi de radio semi-legale,
dar Vladimir Putin a atras simpatia largă pe a cetățenilor săi pe baza unui naționalism agresiv, a făcut-o pe victima, a invocat umilințele pe care le-a trăit Rusia după destrămarea URSS-ului și a reușit să construiască un stat foarte mobilizat în dorința sau în proiectul politic de reobținere, recâștigare a unei poziții globale. A aruncat mănușa ordinii occidentale și a dorit un nou deal asupra securității sau arhitecturii de securitate în Europa. Ce vrea Rusia, de fapt? Rusia vrea recunoaștere și vrea ca vecinii săi să se teamă de ce poate să facă Rusia. Rusia dorește recunoaștere asupra unicității sale ca civilizație și despre asta vorbește și Dugin, care influențează suficient de mult asupra gândurilor decidenților de la Kremlin și a reușit într-un fel să atragă și anumite cercuri conservatoare din Europa, conservative sau grupuri ideologic conservative, în ideea de a respinge caracterul dominant al influenței americane, de a avea un cuvânt de spus asupra opțiunilor de securitate pe continentul european și, de asemenea, un element foarte important al Federației Ruse este această politică a compatrioților. Este un element important a doctrinei de securitate și apărare Federației Ruse. Ăștia sunt aproape 10 milioane de cetățeni ucraineni de origine rusească în Ucraina și tot pe atâta sunt în alte republici ex-sovietice care reprezintă un fel de câmp de lance a acțiunilor, a intervențiilor în extern, în exterior a Federației Ruse. În numele apărării drepturilor lor, care, spune Rusia, la un moment dat ar putea fi încălcate, precum și-a justificat și intervenția în Ucraina, nu, domnule Igor Munteanu? Domnule Vladimir Socor, până la urmă, ce fel de putere este Rusia? Și m-aș întreba în continuare, se poate trăi într-un sistem de securitate din care să facă parte și Rusia? Se poate trăi cu asta? Sigur că se poate, dar întrebarea este în ce condiții. Da. În condițiile în care Rusia ar accepta să fie parte dintr-un sistem de securitate pe care îl domină. Altfel, îl va sabota în permanență, cum vedem că se întâmplă și astăzi. Puneați adineori întrebarea ce dorește de fapt Rusia. Rusia dorește în primul rând să reconstruiască sfera de influență a fostei Uniuni Sovietice în Europa răsăriteană și centrală. Nu numai pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, dar și în acele țări din Europa Centrală care făcuseră odinioară parte din Alianța Militară Sovietică, așa zisul Pact de la Varșovia. Rusia dorește neutralizarea acestor țări, care sunt astăzi membre depline în NATO și în Uniunea Europeană. Rusia le vrea neutralizate pentru a le domina. Ce înseamnă neutralizate? Înseamnă că aceste țări să nu mai participe activ la politica Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, ci să devină un fel de zonă tampon între o Rusie supraputere și o Europa divizată și debilă. Deci, o reînviere a Ialtei, de fapt. Dar aceasta nu este singurul element definitoriu al politicii Rusiei. Deseori se spune Rusia vrea o nouă Ialtă. Sau despre unii politicieni occidentali se spune că doresc să coopereze cu Rusia pentru o nouă Ialtă. Evaluarea este incompletă. Și Ialta, ca și războiul rece, Ialta fiind un simbol al împărțirii în sfere de influență. Și Ialta, ca și războiul rece, este tot irepetabilă. Pentru că Rusia are acum influență politică subversivă de toate felurile, economică și în Europa Occidentală. Sistemul Ialta implica trasarea unei linii ferme pe hartă, o împărțire de-a lungul cortinei de fier, care era impenetrabilă. Linia aceea, care acum există numai național pe hartă, nu mai este o linie politică, nu mai este o linie despărțitoare. Rusia are acces la procesele economice și politice din Europa Occidentală, așa cum nu îl avea în vremea Ialtei. Dar și Europa Occidentală are investiții în Rusia. Nu mă refer la investiții financiare, mă refer la influență politică și financiară.
și ideologică și propagandistică. Rusia are toate aceste pârghii de influență profundă în Europa Occidentală, pârghii pe care nu le deținea în perioada sistemului Yalta. Europa Occidentală era mai mult sau mai puțin impenetrabilă la influența rusească, cu excepția unor grupări marginale cum erau partidele comuniste. Dar cu această excepție marginală, Europa Occidentală era practic impenetrabilă influenței rusești pe vremea sistemului Yalta și a războiului rece. Acum ea nu mai este impenetrabilă. Pe de altă parte, occidentalii nu au niciun fel de acces, niciun pic, la procesele decizionale din Rusia. Aceste procese decizionale din Rusia sunt izolate ermetic de orice influență sau input occidental. Și aici vedem o asimetrie. Acum, în privința factorului economic, știm din experiența istorică faptul că nu există o corelație între forța economică a Rusiei pe de o parte și capacitatea Rusiei pe de altă parte de a-și amenința, invada și distruge vecinii. Rusia a avut întotdeauna o economie mizerabilă, inclusiv pe vremea lui Stalin și pe vremea țarilor. Dar cu toate acestea, Rusia a fost întotdeauna capabilă să-și amenințe și să-și distrugă statele vecine, pur și simplu din cauza disproporției de forțe militare și din cauza faptului că populația Rusiei sau Uniunii Sovietice, poporul simplu, se înregimenta de bunăvoie în armatele fie țariste, fie sovietice, fără niciun fel de contrapârghii sau contrabalanțe în sistemul politic al Rusiei. Iată de ce nu trebuie să ne calmăm cunoscând dinamica prețului petrolului și a gazelor. Este un fenomen trecător, este un fenomen ciclic, care, după cum vedem foarte bine în Siria și în Ucraina și nu numai, nu face Rusia mai prudentă sau mai timidă în acțiunile ei, ci dimpotrivă. Deci sancțiunile economice, până la urmă, nu sunt mare lucru pentru Rusia. Sancțiunile economice sunt foarte importante ca simbol politic al solidarității politice a Occidentului. Sigur că sancțiunile economice aplicate Rusiei din cauza invaziei Ucrainei sunt niște sancțiuni relativ blânde, care nu au efecte economice profunde. Efecte economice mult mai profunde la scăderea prețului petrolului, care, cum spuneam adineau, e un fenomen ciclic. Acum suntem într-un ciclu. Poate să crească. Da, da. Sancțiunile ca atare nu au un impact puternic asupra Rusiei. E un simbol al solidarității politice cu Ucraina. Dar acum există în multe cancelarii occidentale în frunte cu Germania. Mai bine spus cu Ministerul de Externe German, condus de domnul Steinmeier, ideea de a nu mai conecta sancțiunile economice aplicate Rusiei, de a nu mai conecta în mod direct cu agresiunea militară a Rusiei, dar de a le conecta în mod direct cu îndeplinirea acordului de la Minsk de către ambele părți. A deconecta sancțiunile de motivul inițial al sancțiunilor și de a-l conecta la alt considerent, la îndeplinirea acordurilor de la Minsk care au urmat invaziei Rusiei. Și aici care vizează și Ucraina. Exact. Vizează Ucraina și Rusia în egală măsură, din punctul de vedere al germanilor, de exemplu, și pun Ucraina sub o presiune sporită din ambele părți. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, discutăm despre provocările regiunii în contextul unui război rece care se pare că a și început, un nou război rece pe care l-am descris și am încercat să-l decriptăm împreună cu invitații mei din această seară, domnul Vladimir Socor, analist politic, Fundația Johnstone și Eurasia Daily Monitor, stabilit la München, analist specializat în spațiul ex-sovietic, și domnul Igor Munteanu, director executiv al Fundației IDIS Viitorul de la Chișinău, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite și Canada. Și chiar despre Republica Moldova vom vorbi acum, pentru că, nu, domnule Socor, Republica Moldova este pe falie. Așa cum o vedem și pe hartă, îngustă, nord-sud, așa ca pe o axă, pare a fi pe falie. Care e viitorul unei asemenea țări în contextul acesta al războiului rece est-vest? Igor e mai autorizat decât mine să răspundă la această întrebare, pentru că dânsul vine chiar de la Chișinău, dar am să... Nu o să-l iert, să știți. Dar am să încerc și eu să răspund la întrebarea dumneavoastră.
În Republica Moldova astăzi nu avem putere politică legitimă. Puterea politică formată recent în Republica Moldova constituie un exemplu al capturării statului. Și nu e primul exemplu, este al doilea exemplu de acest tip în zona de care ne ocupăm. Primul caz a fost Georgia în 2012-2013 cu Bizina Ivanișvili. Domnul Plahotniuc în Republica Moldova, în tocmai ca și Bizina Ivanișvili în Georgia, controlează întreg sistemul instituțional, ministerele, instituțiile de drept, instituțiile de reglementare, majoritatea parlamentară, fără să aibă nicio responsabilitate constituțională sau legală. Dânsul este o persoană, domnul Plahotniuc, este o persoană particulară, vicepreședinte al unui partid politic, care, prin mijloace despre care presa din Republica Moldova discută foarte activ, prin mijloace ilicite, a reușit să înjghebeze o majoritate parlamentară din deputați fie șantajați, fie cumpărați, în unele cazuri ambele metode fiind întrebuințate. Un partid, partidul domnului Plahotniuc, care a ieșit cu 15% din ultimele alegeri parlamentare, în noiembrie 2014, a ieșit cu 15%, controlează acum majoritatea parlamentară de 58 de deputați din 101. Un partid care a obținut mai puțin de 20% din primării în alegerile locale din 2015, acum controlează jumătate din toate primăriile pe țară, 480 din 900 și ceva. Prin racolări. Da. Am mai văzut și la noi. Da, și un partid care a numit proprii săi reprezentanți, loiali domnului Plahotniuc și cercurilor de interes domnului Plahotniuc, în posturile cheie din ministerele care se ocupă cu ordinea publică și ocrotirea legii. Și agențiile de reglementare economică și a pieței. Acesta este fenomenul de capturare a statului de către interesele unei singure persoane, capitalurile căruia nu sunt investite în Republica Moldova. Se spune că se cifrează la miliarde de dolari, așa se spune despre aceste capitaluri, dar în Moldova nu sunt investite, nu se știe unde sunt investite. În Moldova, domnul Plahotniuc, care principalele investiții sunt câteva hoteluri și 6 canale de televiziune. Astea sunt principalele investiții fixe, materiale ale domnului Plahotniuc în Republica Moldova. Această grupare de interese folosește fluxurile financiare pe care le obține pentru a-și subordona sistemul politic. Aceasta este situația actuală de la Chișinău. Putere nelegitimă, putere constituită prin mijloace obscure, extralegale sau ilegale. A fost domnul Vladimir Socor și merg către domnul Igor Munteanu de la Chișinău. Iată, domnul Socor a făcut o descriere a sistemului politic și financiar din Republica Moldova. Cum poate rezista un asemenea stat în acest context foarte, foarte complicat de ciocnire geopolitică, iar Moldova se află, pare a fi, chiar pe falie? Domnul Socor este inconfundabil ca întotdeauna în descrierile pe care le face. Sigur că Republica Moldova se confruntă cu această semiparalizie instituțională. Există o coaliție de partide la guvernare, respectiv, sigur, este un pic de exagerare atunci când vorbim despre faptul că o singură persoană controlează întregul stat, dar are suficientă influență încât pe anumite segmente extrem de importante, sensibile, să-și promoveze oamenii, să ceară îndeplinirea indicațiilor pe care le transmite și să paraziteze într-un fel pe economie și pe acest stat. Sigur că nimeni nu poate să dea soluții miraculoase peste noapte, iar ideea că dacă acest stat ar colapsa, ar aduce vreun beneficiu cetățenilor săi alte opțiuni, este o pură utopie. Cetățenii din acest stat, în Republica Moldova, își doresc o bună guvernare și cheia rezolvării problemelor lor se găsește într-un control mai strict a factorilor, a partenerilor pentru dezvoltare a Republicii Moldova, asupra diferențelor dintre fapte și acțiuni. Atunci când guvernul Republicii Moldova promite ceva să facă, evident că oversight-ul, supravegherea nemijlocită a ceea ce face, trebuie să fie în serviciu cetățenilor. Adică vorbiți despre, hai să spunem, o tutelă mai zdravănă, nu? De la
În Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană... Vă numesc asta condiționalitate. La opțiunea de resurse de la Fondul Monetar Internațional, la reluarea unui dialog politic cu Uniunea Europeană, cu statele membre, deși niciodată n-a fost întrerupt. Pe deplin a fost întrerupt doar finanțarea pe anumite proiecte de asistență tehnică. Evident, condiționalitatea trebuie să fie prezentă, adică în orice continuare. Pas condiționat de faptul că de la Chișinău să se livreze ceva. Fără îndoială. Dar nu ar trebui să scoatem din contextul discuției noastre ce se întâmplă în regiune. Pentru că, evident, pe de o parte, este o parte din probleme. Aceste grupuri extrem de influente politic și economic parazitează pe diviziunile geopolitice, dar aceste diviziuni geopolitice sunt și reale. Respectiv, nu ne putem permite, într-un fel, să ne ținem doar în alegeri anticipate, din ciclu, în fiecare an să avem alegeri anticipate, pentru că asta destabilizează cu totul sistemul politic. Cetățenii sunt foarte nemulțumiți, în primul rând, de faptul că serviciile pe care statul le livrează sunt de proastă calitate. Sunt extrem de nemulțumiți de faptul că justiția nu este organizată în mod echitabil. Judecătorii au participat inclusiv la această nemai auzită spălare de bani prin Republica Moldova, tot așa după cum aceste fluxuri au trecut banii, și prin alte țări. Da, și iată, recent paguba a intrat pe spatele cetățenilor. Sunt două lucruri diferite. Una este frauda bancară din cele trei bănci de stat cu anumite participare privată și altceva au fost tranzacțiile, spălările de bani, landromatul. Banii rusești din... Exact. La care s-au adăugat niște hotărâri judecătorești. Au fost reținut 15 judecători și niște executori judiciari. Asta este un alt caz, ceea ce înseamnă că anumite formule de a face bani rapid și ușor au funcționat chiar și înainte de intrarea în pâine a oligarhului la care a făcut referință domnul Vladimir Socor. Problema disfuncționalității instituțiilor de stat este o problemă generală în toate statele care au apărut după destrămarea URSS-ului și Ucraina este plină de păcate. Și chiar anumite state baltice au tranzacționat importante transferuri bănești prin băncile lor. Problema este, de fapt, continentală și este internațională. Este clar că un asemenea scandal de proporții pune sub lumina reflectoarelor ce se întâmplă în sistemul politic din Republica Moldova și crește mizele acestei competiții între un stat care funcționează în interesul cetățeanului și un stat care funcționează pentru câteva oligarhii. Pe lângă oligarhul care a fost menționat, există încă vreo câțiva oameni extrem de bogați, dar care nu sunt atât de vocali sau atât de expuși urmăririlor sau vânătorii jurnaliștilor din Republica Moldova. Despre ei nu se vorbește suficient de mult, dar ei au legături extrem de puternice cu Federația Rusă. Ce am vrut să spun este că aceste concentrări de putere în mâinile câtorva este parte din modelul de deturnare a sensului democrațiilor occidentale care are o inspirație din Federația Rusă. Bancheri ruși au fost implicați în această fraudă bancară din Republica Moldova. La nivelul politic s-a dorit foarte mult deturnarea orientării spre Uniunea Europeană, spre Uniunea Euroasiatică. Pentru că acolo sunt permise multe astfel de malversații. Rușii au spus întotdeauna, noi nu vă condiționăm cu nimic. Voi trebuie să fiți doar cu Federația Rusă, să intrați în proiectul integraționist care va aduce mai multe beneficii. Pentru că ați semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, veți plăti. Asta a spus și Rogozin, au spus și alți oficiali importanți din Federația Rusă. Și noi am plătit. Beneficiile încă n-au ajuns pe agricultură din partea Uniunii Europeane. Din acordul de asociere. Dar noi deja am început să plătim și să avem pierderi masive ca urmare a faptului că s-a închis accesul la piața rusească. Și au plătit în primul rând fermierii. De asta a fost și o schimbare rapidă a opțiunilor lor după 2014, atunci când, de exemplu, fermierii au pierdut peste 700 de milioane de dolari numai datorită faptului că merele lor n-au ajuns pe piața rusească. Au fost foarte expuși, nu am avut suficient de rețele alternative prin care să compensăm acest efort, iar rușii au capitalizat și printr-o presă foarte bine regizată și bine finanțată și prin faptul că au reușit să transmită anumite certificate de exporturi pe piața rusească, doar
companiilor care sunt loiale Federației Ruse. De exemplu, Partidul Socialiștilor, Autonomia Găgăuză, a primit drepturi discreționare de a selecta companiile care sunt loiale Federației Ruse ca să poată exporta spre piața rusească. Iată cum se împletesc politica și economia. Noi nu am reușit să atacăm aceste acțiuni care sunt aceste contrare. Aceste companii, iertați-mă, nu contribuie la Republica Moldova cu impozite? Sigur, cu... dar ele creează și inegalități, pentru că sunt, reprezintă un caz de tratament discreționar și inegal. Sigur că acele companii, de exemplu, vinicole, care n-au primit niciun fel de posibilitate de a exporta în continuare piața rusească, s-au orientat spre piața internațională, China, Uniunea Europeană, Statele Unite, dar ei trebuie să investească masiv pentru ca să ajungă la nivelul de tehnologie și standarde. Sigur, acolo piețele sunt piață. Mai competitive decât piața rusă. Între timp însă au pierdut o piață și asta se exprimă în niște bani pierduți, care imediat a lovit în bugetul de stat, în economie și inclusiv în posibilitatea de a reinvesti după asta în alte tehnologii. Se va vedea și în alegerile prezidențiale care se apropie la 30 octombrie? Deja se vede. Deci noi urmărim un tablou foarte interesant. Am avut la un moment dat simpatii pro-europene de aproape 70%. Asta a fost prin 2004-2005. Acest moment, sondajul cel mai recent, IRI, arată un sprijin pentru opțiunile europene de 37%, în timp ce simpatiile pentru Uniunea Euroasiatică au ajuns la 50 și ceva. Evident că asta înseamnă formatarea sau reformatarea opiniilor publice de către o medie rusească extrem de virulentă și de către niște realități economice la care noi suntem în continuare expuși. Beneficiile integrării sunt la nivel simbolic și la nivelul pașapoartelor biometrice cu care fiecare cetățean al Republicii Moldova poate călători peste tot. Dar el va călători când se va simți în putere financiară să călătorească. Când va suficient bani. Și de asemenea va călători atunci când va avea puțin timp liber pentru asta. Cea mai mare problemă a moldoveanului obișnuit, cel care nu este conectat la putere sau la companii private, este să supraviețuiască. Pe dânsul îl interesează locul de muncă, îl interesează stabilitatea sau predictibilitatea condiției sale economice, viitorul copiilor, inflație, corupție, corupția masivă și așa mai departe. De asta, 83% din toți respondenții indică că direcția de dezvoltare a țării este greșită. Vorbind de direcția către Europa, da? La asta se gândesc. Când spun de direcția de dezvoltare a țării, înseamnă felul în care se manifestă statul cu instituțiile sale în care să răspundă cerințelor legitime a unui cetățean. Nu vorbim doar de Uniunea Europeană sau de alte opțiuni, dar încrederea în instituțiile statului sunt la cele mai joase, este cea mai joasă rată din ultimii 16 ani de măsurări sociologice. Da, iată o criză de încredere în Republica Moldova, domnule Igor Munteanu. Domnule Vladimir Socor, în aceste condiții, Republica Moldova poate să spere că va putea deveni parte a Occidentului, a Europei, în viitorul previzibil? Ideea europeană, din nefericire, a devenit o idee discreditată în Republica Moldova. A fost discreditată în mare parte de către politicienii aflați la putere din anul 2009 și până astăzi, sub eticheta sau sub standardul integrării europene, o etichetă falsă, dar a fost discreditată în bună parte chiar de politica condusă de Comisia Europeană, care a impus partidelor politice din Republica Moldova anumite decizii care s-au dovedit a fi dezastroase. În primul, la ce vă gândiți? La presiunile făcute de Comisia Europeană asupra guvernării de a menține cu orice preț coaliția cu Vladimir Plahotniuc, care în perioada 2009-2014 partidul dânsului era unul dintre partidele, al doilea ca mărime din coaliția guvernamentală, timp în care domnul Plahotniuc a pregătit capturarea statului pas cu pas. Acest proces poate fi urmărit pas cu pas din 2011, 2010 chiar, până astăzi poate fi urmărit, documentat. Naivitatea a fost, pas cu pas. Au fost considerente politice, în primul rând, și considerente de public relations din partea Comisiei Europene, care au impus această coaliție, cunoscând din interior ceea ce se întâmpla,
Unii decidenți în Europa, de la Bruxelles, au fost contra acestei opțiuni, dar a prevalat punctul de vedere pe care l-am descris adineauri, fapt care se cunoaște la Chișinău și care a contribuit, în al doilea rând, nu în primul rând, dar în al doilea rând, la discreditarea opțiunii europene. Moldova astăzi este, după părerea mea, un stat falimentar. Economic, politic, moral, este ceea ce se cheamă un failed state. Din nefericire. Eșuat. Da. Trebuie să ne gândim la o soluție de salvare. Eu am spus pentru prima dată într-un interviu aici la București în luna septembrie anului trecut. Pentru prima dată se profilează la nivel teoretic, ipotetic, o soluție de salvare prin unificarea cu România. Care însă trebuie bine pregătită, minuțios, temeinic pregătită, fără emoții patriotarde, fără retorică, dar trebuie pregătită încă de pe acum, pentru că nu știm la ce ne putem aștepta în viitor. Am scăpat în 2014 ca prin urechile acului de prăbușirea regiunii Odessa în mâinile Rusiei, în primăvara lui 2014, am fost la un centimetru de această prăbușire, fapt care ar fi antrenat automat și prăbușirea Republicii Moldova. Noi trebuie să ne gândim deja la asemenea ipoteze și, ca să-l citesc pe omul de stat francez Gambetta, din cel mai puternic om din Republica Franceză din anii 80, referitor la Alsacia și Lorena. Y pensez toujours, n'en parlez jamais. Gândiți-vă mereu la aceasta, dar nu discutați în public niciodată despre asta. Vă mulțumesc, domnule Vladimir Socor, vă mulțumesc, domnule Igor Munteanu, pentru participare. Ne oprim aici, deși ar mai fi fost multe de discutat despre regiune, dar promitem să o facem altă dată. Atât pentru această seară la Decriptaj. Ne revedem, ne reauzim joia viitoare și ne revedem, bineînțeles, pe pagina noastră de web. Toate cele bune! Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.